Am ajuns în Buj, în orașul ciocolății sau ciocolatei? Zi, Marina. Ciocolatei. Ia-ți. Salut! Da, mie mi revine onoarea să vă prezint orașul Bruj prin ochii noștri. Suntem la periferia centrului. Dacă vii cu mașina, sunt o grămadă de locuri de parcare, bineînțeles cu plată. Duminica în Belgia parcarea este gratis, doar că palea gratis nu le găsești foarte ușor. Oricum e foarte multă lume, foarte multă lume. Parcă suntem în Fort, numai acolo am mai întâlnit atât de multă lume, nu? Da, da. Și să sperăm că vom găsi ceva de mâncare, că nu va fi ca peste tot pe unde am fost în ultimul timp. Dacă n-ai rezervare, nu poți să mănânci. Pentru că, surpriză, și aici am întâlnit treaba asta. Dacă n-ai rezervare, nu prea ai unde să mănânci. Încercăm să găsim faimoasele magazine cu ciocolată. Suntem surprinși un pic de orașele astea belgiene, care sunt foarte drăguțe. Foarte curate. Foarte curate. Tocmai am fost într-un oraș din Franța și după ce am văzut orașele belgiene și tehnă, mamă, m-aș muta aici liniștită. În Franța nu m-aș muta, ca să fiu sinceră. Toate că arătau asemănător casele, dar parcă mai puțin îngrijite. Trebuie să aveți grijă la biciclete, nu au niciun fel de regulă, bănesc că e la fel și în Olanda. Dar chiar nu au niciun fel de regulă în a merge cu bicicleta. Noi am văzut asigurându-se nimic, nu? Nu, da, da, da. Ha, ha. Ia uite în față acolo, vrem să lată-o aici. Uite în față ce mișto e chestia aia, plină de istorie. Uite, noi chiar putem avea succes cu atâtea detalii exacte. Oamenii vor fi cuceriți. Uite, ce e chestia asta, Marina? O clădire veche. Nu, bine, ce ar trebui să spun este că orașul are o atestare documentară de pe la 1100, secolul 12, și că este intrat în patrimoniul UNESCO, fiind unul dintre singurele orașe al cărui centru vechi s-a păstrat destul de bine după al doilea război mondial, pentru că multe au fost distruse după al doilea război mondial, în timpul celui de-al doilea război mondial. Și sunt tot felul de catedrale, turnuri. Cred că are mai puțin importanță cum se numesc, pentru că găsești toate aceste informații pe internet dacă vrei. Ideea e să vii aici, să te plimbi pe picioare, pentru că nu poți cu altceva, sau cu bicicleta, cine poate, eu încă nu pot să mă urc nici pe bicicletă. Am înțeles că sunt 80 de magazine de ciocolată, că te împiedici de ele, așa cum sunt farmaciile în România, așa sunt magazinele cu ciocolată aici. Pe primul încă nu am întâlnit niciodată. Că n-am găsit primul magazin de ciocolată, nu vrem dulciuri, ciocolată vrem. Asta e o rămășiță de tuse legată de ambrozie. Țin să vă spun că de când sunt aici nu-mi curge nasul, deci cu toate că am văzut ambrozie, dar cred că este o altă educată specie. E o ambrozie educată, nu mă atacă nici eu pe ea, nici ea pe mine. Deci cred că trebuie să facem o diferență între ambrozia de Schengen și ambrozia... Așa e, pentru că în Ungaria am simțit efectul ambroziei și Ungaria nu este încă... Și-a depus documentele ambroziei, da, din Ungaria, dar... Dar încă nu le-a primit. Dar nu și-a primit încă... Așa, bicicletă. Exact cum v-am spus, nu există reguli pentru biciclete, nici vis-a-vis de pietoni. Păi da, noi nu sunt. Acum, pe bune, noi suntem mai puțin poluatori decât bicicleta. Are un cauciuc care la un moment dat trebuie făcut ceva cu el. Noi nu facem... Dacă cumva îmi făcusem speranță că am atras o parte din bicicliști pe canalul nostru după ce era să-i calci cu motocicleta, acum dacă ai făcut și poluatori, ziază, păi, bun. Poluează mai mult decât mine. Bicicleta are și un om pe ea, da? Deci omul ăla poluează cât mine, plus bicicleta cu metalul și cauciucul mai nou și cu bateriile electrice. N-am nimic cu bicicliștii, Doamne ferește, dacă sunt pieton, nu pot să-l văd în spate. Și sunt și eu biciclistă la rândul meu, când nu merg cu motorul sau cu mașina.
puță. Bleagă. Arată ca o puță, bleagă, să fie să fie. Marina, ce pot să zic? Am și o dilemă. Mi-a plăcut foarte mult brujul, însă aici am reușit să mâncăm faimoși și cartofi belgieni. Dacă știți voi care e diferența dintre cartofii belgieni și cartofii franțuzești, sunteți liberi să mi-o spuneți, pentru că eu nu am găsit-o. Și acum, cred că ne vom îndrepta spre Grote Markt, cred. Nu sunt sigură. Și vom mânca și waffles belgiene, cred că vom mânca. Una, toți trei. Una, toți trei, pentru că nu mai putem. Am mâncat niște burgeri, eu, bineînțeles, vegan, cu multă pâine, de-aia cred că și era vegan. Pâine era elementul de bază. Alexei a așteptat după niște aripioare, a uitat să le treacă chelnărița și după ce am terminat de mâncat, ne-am dat seama că aia e. Uite, asta trebuie să mai încerc. Scoici. Am înțeles că sunt renumiți pentru scoici. La noi n-am curajul pentru că sunt zgârcioasă rău. Păi, deci omul ăsta mai aproape de mine nu putea să treacă. Strada e foarte largă, însă el a trecut la câțiva centimetri de mine. Hai să fim realiști. Profesioniști. Atât de profesioniști că l-am văzut pe unul care a intrat într-un domn, i-a venit din spate și a intrat în el. Și tot el era deranjat că nu s-a dat domnul la o parte. Dar ăla săracul om... Am crezut că o să scrie aici ce este, dar nu scrie. Marina, trebuie să spunem că într-adevăr am găsit... Stai, să treacă costelul ăsta. Într-adevăr am găsit cele sute de... Magazine de ciocolată. Magazine de ciocolată. Da, am uitat să menționez. Le-am găsit într-un final. Am fost și noi într-unul dintre ele și am cumpărat. Pot să vă zic că toate au cam aceleași produse. Na, normal. Păi nu e normal, pentru că teoretic ele sunt handmade și atunci da, păi fiecare magazin ar trebui să aibă propriile produse pe bază de ciocolată. Uite, n-aș putea să mă minunez la pernele astea, că avem și noi perne de-astea. Le vând niște tangi din când în când pe la obor. Mie 776.